Nu sper eu că iară vești bune, Camelia. Am vești bune, bine v-am găsit. Se pare că pentru mâine liniștea, pacea, tihnea sufletească și stabilitatea familiară sunt mai importante decât luptele, revendicările sau confruntările. Berbecii pun accentul pe liniște în cămin și în familie și asta poate să-i facă chiar mai cooperanți decât până acum. Pentru tauri au nevoie să conteze pe cercul lor de cunoștință, mai ales dacă au unele proiecte și în sensul acesta sprijinul partenerului de viață este extrem de binevenit. Pentru gemeni trebuie să muncească, dar atât cât le permite sănătatea. Și asta înseamnă să scoată totuși profit, dar fiind mult mai eficienți și muncind mult mai rentabil decât până acum. Pentru raci, e o zi foarte bună, pentru că luna este în semnul lor zodiacal. Iubesc foarte mult în acest moment, se transformă toată viața lor, de aceea au nevoie de cât mai multă împăcare și comunicare sufletească, iar cei care au deja familie vor să facă și mai multe pentru familia lor sau să repare. Pentru lei, liniștea sufletească este importantă, unii pot simți nevoia să se izoleze, alții doar să se separe de agitația din jur și să tragă un perete pentru a-și păstra echilibrul interior. Fecioarele pot recupera un prieten, poate are loc o reîntâlnire, o discuție, poate se reiterează o poveste din trecut. Cert este că stabilitatea și liniștea și le câștigă împăcându-se cu cineva sau înțelegând cu adevărat ce s-a întâmplat. Balanțele își asigură și ele liniștea de care au nevoie în acest moment, poate reducându-și ambițiile și luând doar acele sarcini, preluând acele sarcini pe care le pot duce la bun sfârșit și poate și pretențiile lor financiare se reduc un pic. Scorpionii au nevoie de planuri de viitor, de o viziune de viitor și poate în sensul acesta caută și ei răspunsuri. Abia aceste răspunsuri sau discuții și dezbateri îi liniștesc cu adevărat. Pentru săgetători vorbim de bani și au șansa să recupereze ceva ce credeau îngropat și pierdut. Și sănătatea, dar și banii sunt în acest sens recuperabil mâine. Pentru Capricorn, relația personală este foarte bine privită de astăzi, sunt și ei în toane bune, dar și partenerul de viață poate reușește să le comunice mai bine ce vrea și ei să răspundă. Vărsătorii pun accent pe muncă, dar au nevoie și de confort la locul de muncă, de programul lor, de înțelegere cu echipa și se pare că asta le dă cea mai mare liniște, bună înțelegere. Iar pentru pești, vorbim de dragoste, de copii, dacă au de o relație mai bună cu copiii sau poate copii care se pot împlini în acest moment, viitorul le aparține. Mulțumim foarte mult, Camelia, ne vedem și mâine după amiază, acum însă mergem mai departe.